Wow, aoleu, cât de frumoasă e! Ba, acum aici că e căzută de Ma, și ce avem noi aici? Un inel medieval. Hai, bună dimineața, oameni buni! Este ora 6:30. Vedeți ce soare puternic este deja la ora asta? A venit vara. Astăzi o să avem undeva la 35 de grade. Și voi merge la detecție alături de colegul meu Mihai. Vom merge într-o zonă nouă pentru noi. Sper să putem urca cu mașina. Ne-am uitat aseară pe hărți. Pare o zonă foarte, foarte interesantă, plină de obiecte. Acum mergem să vedem dacă așa e, că pe hartă toate zonele arată bine. Acum să vedem ce o fi și în realitate. Haideți că revin când ajung la Mihai. La dimineața am ajuns la Hai, locație. salutăm, Sunt cu salutăm. Mihai. E Locație frumos, tare, interesantă. frumos. Hai. Și mergem pe aici să vedem ce o să găsim. Să vedem primul semnal. Primul semnal aici. Are și Mihai un semnal acolo. Borcan? Ciop de borcan să Noroc fie am capac. e capacul de Iată borcan. ce am găsit eu. Ia să bagi pentru Ce mine. e? Un melc Un melc de cupru. de cupru, da. Vedem aici. E tare? O, la mine intră ca lume. Deci avem semnal după semnal, dar până acum a fost doar gunoi. Și ăsta tot gunoi. O sârmă cu ambele capete, fraților. Serios. Împărțim ce găsim. Oh, Gunoi. au mâncat oameni. Suna bine. Ce trebuie mai în spate? Mai în drept. Tot în pământ, da? Acolo trebuie să fie. Un tub. Un tubuleț. Prima monedă la suprafață. Cred că e un argint ceva. Hai să mergem. Are Mihai o groapă? Acolo? Da. Ia. Da, ce miște. Da. Monedă. Cred că e un leu. Un leu? Am crezut că e argint când am văzut. Și nu e? Nu știu. Nu pare că e. Inele! Hai cu apa în inele, unde? Ia. Am galbenă pentru un leu. Oh. Aur, frate. Uite aur, că tu ne-am dorit. Da, un ban. Cred că e. Sau 5 bani. Cât scrie pe Mă, dar asta nu o mai găsit. Nu prea găsești mereu Cred din asta. Un ban. Cum e? Un ban, 3 bani, 5 bani. Aia, un ban, da. Un ban 1952. Sună bine. Bă, da, mă, dar e... La dracu, da, de mă. Am spart gheață. Prima monedă. Mai dăm. Mai trebuie să mai zărgem gru. Cine știe ce-o fi? Un fier ceva interesant. Da, uite câte de... Comoară, frate. Comoară. Sirea îngropăia mare. O bucată de țeavă târzită. Foarte mare. Asta piesă interesantă. Da. Vezi că avem 4 kg până acum. Păi, scrie că asta e 2 kg. Avem... Suntem ca rușii aia care caută fier. Da, păi face și noi bună. Păi da, 2 berici până. Da, da. Nu, nici măcar o jumătate de bere. Măcar. Hai cu primul inel de porumbel. Găsi cuibul, nu știu, cuib că nu m-am uitat, am spus. UCP. Bă, arată bine. UCP 2017 cu seria 047219. Aici la am mâncat aici. M-a falit aici e sala de și m-a smudat repede. Da, da, ur. Da, da, îmi place mie. Vezi acum în galben.
Îmi lăs prefață. Salam. Salam. Mahmoudea de salam. Fii atent, Ashali salam, dar n-am. Mahmoudea de salam, ia uite. Da. Ați găsit și voi de-astea pe la detecție? Am mâncat băieții aici, salam, că lumea vă bane. Mai în față. Alt semnal. Tot salam? L-am aruncat cu piciorul, îmi place. Cred că da, frunze. Da, nu știu ce. Ușită blisă asta. Finel de porumbel. De aluminiu. Sau bilă ceva, cine știe. Tot de la de salam. Așa, Ahali salam, dar n-am. Ahali salam, da, uite ce că n-am. 80 și ceva. Lângă drum, poate să fie moneda. Poate, dar nu. Mai mișto. Ne-am băgat pe un drum acum, acolo era foarte multe gunoi. Și o să detectăm pe drum, am găsit un căpăcel. Și un dopuțel, iată. Așa, și căpăcel, iată. Un dop de be. Am găsit silver. Stai să curăț eu camera. Am găsit argint otoman. Un drum. Eu am ce? Găsit, iată, ce? La 92 ce poți să găsești? Argint. Oh, 5 lei de amare, eu zici tu. Fii atent, am zis că pe aici să venim în pădurea asta. A fost inspirat, să zic, să mergem și am luat-o pe drumul ăsta. Ia de acolo în jumate. Ia uzi. Da, sună bine. E acolo, ia bagă tu în groapă, scoate și apa. E ceva frumos, uite. Uite-o că se vede. Uite-o aici, jos. Îmi pare rău că n-am filmat-o, că era în bucățică de asta de pământ și am rupt până a ieșit. Și e groasă, e ce trebuie, uite. Și ce bine s-a păstrat. Bate cu bani. Inele, adu apa. Silver. A meritat. Ne-am învârtit de colo-colo. Ne-am învârtit de colo-colo și iată. Nu știu că e da. Să vede scris în arabă, să vede. Ia uite. Da. Da, ce frumoase. Da. Incredibil, uite-o și tu. Ce frumos e. Ma. Asta e alu. Frumos. Ce frumoasă e. Vai de capul meu, ce bine s-a păstrat. Cuceritorul, frate. Mohamed. Mohamed al doilea. Wow, alu, cât de frumoasă e. Ba, acum aș că e căzută de și ce grei. Matriță. Păi de când era ban. Wow. 1400 ceva. Deci, au umblat oameni. Da. Doar una, mă, incredibil. Stai că mai dăm pe aici, că trebuie să mai fi. Ce frumos. Da, Mihai? Când a fost mă înălțarea? Acum câteva zile. Ia uite cine s-a înălțat. Aoleo. Ce frumos. Ia, vezi, e aur? E, cred că e argint. Nu știu, că e... Nu, e aluminiu. Aluminiu, a? Cred că da, că e ușor. E mai grea moneda. Bă, ce frumos. Domnul Iisus Hristos. Zi și tu. Ce frumos. Și cu monede. Nu prea se înțelege, e bine, dar... Ia. Ce mișto. Să pune și moneda, să mă ușură. Ce mișto. Bă, dar moneda acum arată incredibilă. Moneda e nouță. Mamă. Deci că... Monstru, când îmi doream să mai găsesc o din asta așa. Da. Ia să vedem, aici este crucea de pe care a căzut. Aici era domnul nostru. Aici. Da. Probabil că poate fi și un gunoi, îți dai seama. Sârmă. Sârmă. Tot pe drum. Și mai găsit un nasture cu 4 găuri. Nasture de la cămașă militară. Mihai, o monedă. Aoleu, lasă-mă împiedic. Tot aici pe drum suntem. Monedă. De aur. 3 sau 5? 5. Pe 3 e mai mic, nu? 5 bani. Frumos. 1956. Și mai e și un semnal aici sub copac. Deci avem 3-4 monede astăzi. Două și tot două. Patru. Și cred că fac 3-2 eu acum imediat. Ia să vedem. Ia să vedem, fac 3-2. Opa. Ce nu știu, dar am crezut că e argint. Nu. Oh. Strălucește.
Dar nu e. Știi ce e? De la bec? Pentină. De la bec? Bec? Fundul becului? De la penicilină, mă, de la... Ce? De la sticlăță de... Crezi că e cercer? Capac de bericică. Un alt foarte bun. Și uitați ce sticlă frumoasă a găsit Mihai. Mă-s curios ce-o fi acolo. Berigheta paznicului. Paznicul de la afară. Ca o sârmă. Bă, da, frumoasă sticlă. Sticluță. Nu știu ce-o fi fost în ea. Hai și cu un argint. Hai și cu un argint așa. A, la o alică. Plumb. Da. Ia să vedeți ce cui vechi am găsit aici. Uitați-vă cât de mare este. Asta e foarte vechi cuiul ăsta. Ia să vedem. O sârmă? Nu, e monedă mare. Ai, sârmă, mă, uite-o jos. Ai, dar cum se am crezut că e sadagură. Da, și am zis că e da. Mai mult 96 aici. Sună foarte tare. Sau poate fi otomana de aia mare. Cum ar fi? Bă, sună bine. Sună bine. Să știi că sună bine. Da. Un argint de la mare așa. Paleașcă de aia. Capac de borcan. Capac de borcan mai degrabă. Sau un creițar ceva. Care mai sună așa? Uite-o. Uite-o. Uite-o, cred că e creițar. Mă, ce grei. Ein Kreutzer. Ein Kreutzer, a? Aha. Bă, dar ce... Tare, bă. Doamne, hai că suntem bine. Frumoasă, rău de tot. Dar de ce sună astea așa, așa tare? Din ce vor fi? Full bronz? Din ce sunt? Bronz, da. Sună tare rău de tot, ca sadagura sună și sunt micuțele ne. Am mai spus până acasă. Oh, vezi că se vede bine. Nu-i cu rodată foarte tare. Nu-i, nu-i. Ia uitați ce, ce am găsit. Să fi fost seceră. Asta? Da. 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 Asta la suprafață, ca... Da, micuță, s-a făcut praf, s-a curățat. Așa. Un semnal bun. 84, 84. E bun, nu? Da. Poate să fie monedă. Poate e galară, a? Facem 3-3. 3-3 la scor. Oh, inel. Verighetă. Vere, vere. Oh, verighetă. Din timpul creițarului. Nu? Pe ăștia aveau de cupră. Mi s-a găurit mănușa. Da. Cupră. Frumoasă. Da. Oricum. Mi-a plăcut să fie de verighetă. Vezi cât de săraci au fost oamenii, dar aveau verighete din cupru. Era simbol, adică nu era material. Da. Să vedem ce fier are Mihai. Puțit, puțit, de trei ori te-am ascuțit. Puțit? Da, mă, ia uite, ia să vedem, între. Uite, uite, până pe aici. O, frumos. Șmecher. Uite, șmecher. Oho. Puțit de ciupercar. Ce frumos e. A avut plăsere de lemn, care s-au mâncat. Foarte frumos, da, știi. Da, e și e greu, e tare. E de pe timpul creițarului. Da, e făcut la 1800. Și o potcovă de bou. Tot din perioada aia, cuțitul, ai creițarului, a da, verighetei. Da, se hai un 85. Să vedem. Da, uite-te la...
85. Am avut verighetă la 80. Ia să vedem. Monedă sau? Un tub de cartuș. Ia să vedem. Eu zic că e verighetă sau monedă. Sârmă n-are cum la 85. Tub de cartuș. A căzut la fund. E bun. Pagă, bă, stai să bag pointerul, să vedem. Cred că a căzut la fund. Da. Cred că am văzut argintul. Dacă spun... Dacă spun e că am văzut argintul. Dacă eu spun că am văzut monedă. O ai de deget. E ușoară, a? Ușoară. 50 de bani? Nu, n-are. Ia scoate apa. Ninele! Zinc, ninele. Hai, tată, cu apă. Zinc. Mama, ai făcut 4-2 la monede. 4-2. Bine, am una de argint care se pune cât 2. Aia, da. Cât e bun pentru 1 leu sau 1,50. Bă, dar câte obiecte am găsit. Uitați-vă, fraților, exact ce vă spuneam. Suntem pe un bod de deal aici, pe platou, la marginea pădurii și jos e satul. De-aia vă zic, căutați pe marginea pădurii, că așa o să găsiți multe obiecte. Fix acolo sunt casele jos. Aici sunt drumuri vechi. Un drum pe acolo, o potecă pe aici, un drum pe aici. Și noi stăm pe aici toată ziua, prin zona asta. Și aici am găsit toate obiectele astea. Parcă e să vă lei, 2 lei. 2 lei. 2 lei, că eu nu văd, da, 2 lei. Da? 2 lei. 2 lei. 2 lei. 4-2. 4-2, trebuie să mă... 4-4. 4-4, da. Mă duc să mai căut. Duci mai căut. Aia de aur 3. Aia de aur se pune câștigător direct. Direct, da. La 1 metru de moneda lui Mihai, crețarul ăla, mai am un semnal bun aici. S-ar putea să fie tot monedă, având în vedere că e foarte aproape. Rămâne să vedem dacă e așa. Pare că e mai dânc, stai că trebuie să sap. N-a fost monedă, a fost un tub explodat, ia uite-ți. Un nou semnal foarte bun. Cum? Fără! Uite ce că mi-a căzut. Un inel. Ia uitați. Inel din bronz. Oho, cu model. Foarte frumos. Ce avem noi aici? Un inel medieval din bronz. Ia uitați-l ce frumos este. Deci astăzi am găsit o verighetă și un superb inel cu un model. O să-l curăț puțin să vedem ce model are. Ia să vedem. Și inelul. Scotem pământul frumos. Nu am mai văzut asta, nu am mai găsit așa model. Interesant. Ia să vii puțin cu apa, să vedem ce model are. Să vii cu apa, care un model ceva. Mhm. Știu, da, e mai vechi. Deci o catarama. 18-19. Militar. Așa. Multe obiecte pași. Poți să treci să nu, trebuie văzut. Sună mai tare. Da, sună mai tare. Mai tare, poate să fie ceva interesant. Mai bun decât un glon. Dar totuși cam la suprafață. Da. Ce asta? O sârmă? Bă, și are ambele capete. Da, dar uite că are 4, 2 sau 4. 4 capete?
Mă, ceva a fost, zici că e nasture, zici că a fost făcută nasture. Da, iar ce am găsit aici? Ce a găsit tibie? Suna ură rău de tot. Mă gândesc că ar fi monedă. Dar nu e monedă. E o tabliță. Dar mică, vă, cum a luat. Scrieți eu pe mică. Parcă nu. Ce? Ce înseamnă detector? Da, da, s-a văzut toate prostii. Da, putea să fie. Da, noi o dat pe un drum pe stradă și a găsit Mihai o limbă de clopot. Limbă de clopot. Da. Tu, de pisoar. Dacă vedem aici un semnal foarte adânc. Bă, lasă. Că e un fier ceva. Cred că un fier, da. Mai are 5 cm. Cine știe ce-o fi? A băgat calul. Copita și a rămas pe coavă. Apasă odată pe bătă. Ia vezi acolo. A fi scos în aia. Nu e fir? Cine e, bă? Pipă. Nu e pipă. Beton, a? Beton. 83. Cred că am văzut. Asta e așa. Ia de pe ce. Ceva am văzut ăsta. Da, acum trebuie să fie. Fermoar. Uitați în ce locație frumoasă am ajuns. Parcă ar fi nisip pe jos. Parcă suntem pe plajă. Gata, oameni buni, am terminat și noi. Oh, ia să vedem. Ia. Ma, cum e să stai jos? Să stai jos. Mare invenție, mare. A fost o zi bună, multe monede, monede de argint. Frumos, da, într-adevăr. Hai, acum să vedem pe unde coborăm. Cred că o luăm pe unde am venit. Până la vale e mai ușor. Hai. Vă salut, numai bine, ne vedem data viitoare. Pa, pa.